Apă de trandafir. Salut, prieteni! Astăzi voi arăta o rețetă cu flori de trandafir. Ia uitați, vom aduna toate culorile. Voi aduna. Ia uitați, sunt aici. Destul de culori. Vedeți? Și după aceea, haideți să trecem la treabă și vă arăt mai departe următorul pas. Deci am adunat florile. Ia uitați, numai unul și unul. Acum le rupem așa. Deci pe fiecare, în parte, nu contează culoarea. Ia uitați ce frumos e și ăsta. Ia uitați ăsta. Ce culoare frumoasă are. Să vedeți voi ce o să iasă. Ia uitați voi ce mai frumoși boboci. Ia uitați. Wow, sunt o splendoare. Uitați, am spălat florile și acum le las un pic la scurs, da? E, între timp ce se scurge apa la flori, iau o cratiță, o cană și apă destilată. Da? Și punem. Una. Două. Trei. Și le punem la foc să fiarbă. Punem apa destilată la foc. Acum când apa fierbe, închidem și haideți să vă arăt ce facem cu ea. De timp ce apa a fiert, eu am pus petalele de flori de trandafir aici și acum turnăm apă peste ea. Deci apa destilată fiartă. Peste tot, vai, cum miros trandafiri ăștia. Am niște trandafiri care miros superb, superb, superb. Vedeți voi ce este de aici. Așa. Rasem. Ca să nu ne frigem. Și asta. Ia uitați. Facem așa. Deci. Acum. Îl lăsăm așa, 12 ore, o noapte, cât vreți voi. Deci am avut în jur de 15 trandafiri și ia uitați ce a ieșit aici. Acum, ia supăm cu capacul și lăsăm peste noapte acolo. Iar acum, ia uitați, am luat capacul și ia uitați ce e aici. Haideți să o streculăm să vedem ce... Ce a ieșit? Ce culoare frumoasă are! Apă de trandafiri. Pentru curățatul feței. În general pentru cosmetică. Și acum o stoarcem bine, da? Iar acum ia uitați. Haideți, am luat sticluțe. Și o punem sticluțe. Ia uitați ce culoare. Frumoasă. Vedeți că fix mi-a ieșit nu vedeți nimic, asta e foarte plină. Ia uitați ce culoare frumoasă, frumoasă. Deci asta este ca un demachiant, da? Un demachiant natural făcut în casă. Deci florile de trandafir
La grădină le găsești în parc oriunde și asta, dar să nu fie stropite sau să aibă așa spălate și uitați. Deci acum poți să-l pui în frigider și să-l ai aproape o lună de zile fără probleme. Așa că eu vă spun spor la treabă și pe curând ne vedem la următorul video. Pa!